Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Exercițiul perfect pentru cei care doresc să slăbească și în același timp pentru cei cărora le place să meargă la piață. Eu. Luca, la tine mă uit. Da. Și la Saf mă uit un pic. Și eu. Îți place să mergi la piață? Îmi place să merg la piață. Fii atent. Se cheamă rooking. Rooking? Pe scurt, căratul unor greutăți în spate. Deci greșeala până acum era că duceai sacoșa în mână. Cu mâinile, nu. Trebuie să pui în spate și rooking vine de la rook marching, o abilitate de bază folosită de militari. Militarii din întreaga lume. Vezi, noi n-am făcut armata și de asta nu știam. Practic îți pui rucsacul în spate și pornești în marș. Da. Cel mai bine ar fi să iei și nevasta cu tine să strige la tine. Mișcă, mișcă, mai repede, mișcă! 1, 2, 3, 4! Pas de defilare. Marș! Înțelegi? Și ideea este să te duci la ceva, la cartofi, la, adică nu la vinete sau la ardei care sunt voluminoase, că nu faci greutate în varză, rucsac, știi ce zic? De exemplu? Adevărat. Varză, da. Uh-huh. Să duci varză, să ții un rucsac de ăla de montaniard, cum au aia de cât omul, și să cu varză și dă-i. Și da, urci până la etajul 6 cu el. Da. Și faci drumul de mai multe ori, că tu stai aproape de piață. Da. Da, adică trebuie să, ca să fii eficient, trebuie să bagi niște kilometri. Deși pentru începători se recomandă mai puțin la început, aparent se ard cu 30 până la 45% mai multe calorii când mergi cu greutăți în spate. După aia arzi calorii multe și când te operezi de hernie de disc, atunci trebuie să ții regim, nu mai poți să mănânci orice și mâncarea la spital este proastă. Da, cred că au luat în calcul și asta, că slăbești da. În spital. Cineva, un specialist, zice, începeți cu un rucsac gol. Și mergeți pe distanță pe care ați făcut-o deja. Mișto. Când începe să adăugați greutate la rucsac, încercați ceva mic. Mărci. 10% din greutatea corporală. 10% din greutatea corporală la noi nu este mic. Asta zic. El nu știe. E destul de mult. E de la un bax de apă în sus. Da. Când ai văzut că rafiile alea pe care le găsim la magazine că au și niște de-astea mai lungi, cred că sunt făcute și să le pui în spate. Le găsim și la mine în portbagaj, să știi, nu numai în magazin. Da, deci nu trebuie rucsac. Merge cu rafia direct. Aia, toarta lungă e pentru... Trebuie să te învăț, nu o pui în cărcă. Da, ai încercat să pui rafia în cărcă? Nu, n-am încercat, dar de asta zic. Adică să nu faci asta, că mergi pe tine alea. Ce-i cu ea? O altă opțiune, cică, este să începeți cu o vestă cu greutăți în loc de un rucsac. Deci cred că așa... Domnul Cristoiu. Da. Făcea rooking, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.